oameni dragi! Soarele și luna au intrat în căsuțele dumneavoastră în această zi frumoasă și sfântă de bobotează. Bună dimineața, draga mea Lavinia, ești superbă în această dimineață. Te-ai iluminat, parcă ai fost tu botezată. Bună dimineața, dragul meu Mihai, îți mulțumesc pentru compliment. Doamne, ce m-aș face fără tine? Și eu ce fără tine. M-aș face fără tine? Nu știu cum ar fi viața mea, dar nici nu vreau să mi-o imaginez. Ar fi pustiu. Viața mea ar fi pustiu. Așa spun unii. Da. Da, și noi nu vrem să fie pustiu. Noi vrem să fie, uite așa, să fie lume multă, să avem energie, să avem bucurie. Ne bucurăm tare mult că am intrat în căsuțele dumneavoastră. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Eu astăzi făcui așa o schimbare de look. Epifania după, sau teofania, da. Nu cum se spune la bobotează. Nu prea îmi strâng părul telespectatorii noștri. Știu, mi-am pus ruj roșu să mă asortez cu pantofiorul, iar rochița mea de la Atmosfer Fashion, văzui că deja face furori. Facem una dacă vrei și ții neapărat Atmosfer Fashion. Puteți intra și dumneavoastră pe pagina lor de Facebook și pe site, au o mulțime de lucrușoare frumoase, chiar dacă au trecut sărbătorile. La noi poate să vină Moș Crăciun. Și dacă nu vine Moș Crăciun, să vină Sfântul Ion. Că și în ziua de bobotează am auzit eu că cine mai are brad pe acasă poate să primească câte un cadou. Cât o rochiță, cât un pantofior, cât o lănțișor, cât o... Pentru că știi că mâine este ziua ta, draga mea. Bătrișul, apropo, vrei da, să da, pricepă? Da, Ionela, Ionela! Este ziua ei mâine, doamnelor și domnilor, pentru că a mea colegă se numește într-un mare fel Lavinia Ionela Furtună. Uite, vreau să te rog ceva în fața publicului telespectator. Roagă-mă, te rog mult. Că eu sunt sfânt prin definiție. Să-mi iei ce vrei tu, că nu mă supăr, dar să nu-mi iei tort, că eu de anul ăsta intru la dietă, să știi, intrai deja și tu la fel cu mine, promiți? Cum? Că nu-ți iau tort, promit, dar de dietă te las doar pe tine. Doamne, nu ajută cred. Să ții pentru amândoi. Să ții pentru amândoi. Să le spunem bună dimineața tuturor invitațiilor noștri, facem așa o dimineață buzoiană. Dragi prieteni și nu numai, da. Hai, dar avem foarte mulți prieteni frumoși. Bună care dimineața! Au venit bună dimineața! Luați câte un microfon să ne audă toată țara, cum astăzi în toată țara, pe Dunăre și nu numai, se aruncă crucea, doamnelor și domnilor, iar voinicii se duc în noată și o aduc. Asta înseamnă semn de bunăstare. Aduce noroc în anul acesta frumos pe care l-am început împreună în 2022. Simona Bănică, bună dimineața! Am găsit, bun la găsit și la mulți ani pe anul acesta și mă bucur tare mult să-l începem așa de frumos aici la voi. Iată, cu o grămadă de buzoieni și prieteni dragi ai noștri, pentru că nu suntem numai buzoieni. Iată și Galațiul este alături de noi și Constanța, prietenul nostru drag. Ne dorim așa să ne petrecem frumos alături de voi, alături de cei de acasă. Să le spunem la mulți ani și tuturor acelora care poartă numele de Ion, Ionela și așa mai departe. La mulți ani și ție, draga noastră. Mulțumesc! Să fii sănătoși, să vă dea Dumnezeu tot ceea ce vă doriți. Să mai vină Moș odată, că l-aștept și eu. Apropo de brad, bradul așa. Meu... Nu se strânge eram... până în martie. Până în de unde știi? Nu știu, așa am câteodată puteri paranormale, mă uit în ochii omului și anticipez deci, ce vrea să spună. Mi-aduc, din copilărie, bradul meu îl despodobeam, rămânea chel, nu mai avea niciun ac, așa, nimic automat, și îl dădeam afară când ieșea abur din pământ, când se dezgheța toată zăpada și așa se întâmpla la noi acasă în copilărie. Acum brazii noștri săraci au amorțit, nu mai sunt cu acele care le știam. Un brad frumos și avem sub tine jos. Așa. Deci soțul a auzit ce trebuie să audă și se rade și pe cap chel, înțelegeți? Da. Pentru că de mică a avut oareșcare așa atracție către... Bună dimineața! Bună dimineața, dragii noștri! Bine Cornel, bună dimineața! Bine v-am regăsit! Cornel. Da, e adevărat că bradul nu trebuie strâns și cadourile pentru dumneavoastră, doamnele, sunt binevenite tot anul, nu?
Fundițe să avem. Ia ziceți, băieți. Fundițe să avem de cadou. Da, bine v-am regăsit, dragii noștri. Ia uși, zice soția. Simona, ia zi la microfon să te audă toată lumea. A zis treaba asta numai aici, acasă nu știam că gândește deci, așa. Nu recunoaște. Adică... Mi-ai dat un imbold foarte... Ia. Deci mai vreau așa. O pereche de cizme, mai vreau o haină de blană, mai vreau... Avem. Tu zi. Am notat deja. Da, Cornel, s-a notat. Nu știu dacă să te felicit sau să te compătimesc, pentru că există două variante. Ori ne felicităm, ori ne compătimim. Da. Mihaela Coman, Alexandru Sărumâna, bună dimineața! Bună dimineața! La mulți ani. Bună dimineața, dragii mei! Mă la bucur că am început anul așa în forță. Să știți că eu primesc cadourile nu neapărat sub braț, deci chiar eu le primesc oriunde și nu mă supăr. Eu îl dau repede jos, că nu suport să am casa aglomerată. Pe 2-3 ianuarie deja trebuia să o întreb pe Lavinia, să văd dacă își dădea seama, fără să spun eu. Data așa? Viitoare! Dar să știți că primesc cadourile oriunde. Nu mă supăr oriunde deloc, deloc. Oricând. Da, bine. Bine, oriunde și oricând. La mulți ani tuturor pentru ziua de mâine și vreau să ne distrăm maxim în dimineața asta. Ne distrăm, înotăm, pentru că ne-am propus noi, care suntem în minoritate, bărbații din această emisiune, să notăm după cruce. Fiecare dintre noi ne ducem propria cruce. Și am aflat acest lucru. Numai soț să nu fii. Și apropo de cruce și de sărbătoarea de astăzi, să invităm pe telespectatorii noștri să intre pe pagina noastră de Facebook, Matinal și Popular, dar și pe Instagram și să ne spuneți ce tradiții se mai păstrează astăzi în Sfânta Zi de Bobotează. Așteptăm mesajele dumneavoastră, suntem foarte, foarte curioși în funcție de zonele țării sau de unde ne urmăriți dumneavoastră. Mai avem un prieten. Bună dimineața și lui Cornel Oprea. Bună dimineața, la mulți ani! Bună dimineața, Cornel! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bine, ai revenit cu cadourile, cum te-ai descurcat? Mai foarte există greu. Bradul în casa ta, a chelit bradul și obrat frumos ce ai pus tu pe jos? A fost suficient. A fost suficient. Toată lumea tine. Mulțumită. Da. După aul pe care l-ai făcut noi în această perioadă, am fost cam strâmtorați. Dar voi cam știți foarte bine că noi artiștii am fost destul de strâmtorați. Și suntem, Doamne ajută, să nu mai fim. Doamne să ajută. Nu mai fim. Dar vreau să mergem un pic și la Galați. Vreau să mergem la Galați pentru că Dunărea este frumoasă, lumea este extraordinară, am foarte mulți prieteni la Galați și vreau să-mi salut și eu unchiul, Costache Botezatu, este unchiul meu de la Galați și mi-e tare dor de toți gălățenii mei frumoși. Dar avem o fată frumoasă care ne spune tuturor la mulți ani în această dimineață. Doinița Fluturu! Bună dimineața! Bună dimineața! Înainte de toate, vreau să vă spun și eu că sunt tare fericită că sunt astăzi aici, că încep anul așa în forță alături de voi, de o echipă așa de frumoasă și că sunt în fața celor de acasă cărora vreau să le cânt cu tot dragul. Da, tradițiile la noi în Galați, știți, la noi curge Dunărea, se aruncă crucea, băieții prind crucea, cuceresc fetele, vedem noi până la urmă cum o fi. Până la urmă, de aceea nu ată băieții așa cu spor și în stilul fluture. Nu, da? se zice... Fluture, să ajungă în fluturi în stomacul domnișoarelor. Bravo, 10! Am înțeles acum acest obicei de bobotează. Cine prinde crucea se spune că îi merge foarte bine tot anul, dar... E și scopul ăsta de a cuceri fetele. Eu sunt primul care mă arunc. Sau se însoară, da? Da, nu mă bag. Nu mă bag. Am văzut ce se întâmplă. Cu cadourile sub brad, nu? Da, da, jos de tot. Da. Doamnelor și domnilor, ca să nu ne mai dea idei, ne cântă prietena noastră, Doinița Fluturu, muzica! I'm
Yeah.
așa de frumos ne-a cântat, mulțumim, dragă Simona. Și am mâncat și un covrigel, pentru că Buzăul în această dimineață s-a mutat la masa fetelor frumoase. Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Începem așa cu Diana Ioniță, pentru că este bună prietena dimineața, noastră Diana. Mai veche. Bună dimineața, la mulți bine v-am ani. Regăsit! La mulți ani! Știți că se spune că așa cum începe anul, așa o să-ți meargă pe întreg anul și dacă noi l-am început alături de prieteni și cu multă voie bună, cu siguranță tuturor ne va merge foarte, foarte bine tot anul 2022. Ne merge bine și cu Babic sau Babic, cum doriți. Babic, Babic are același gust. Are același gust, arată și foarte bine, draga noastră, pentru că de la Buzău, doamnelor și domnilor, Cornel și Simona Bănică ne-au delectat cu diverite gusturi buzoiene, am putea să le spunem. Te rog, Cornel. Știți că noi nu venim niciodată cu mâna goală. Așa e normal. Și așa, obiceiul. Așa v-am obișnuit de când veneam cu mâna cu colegii. Și ai venit trebuie cu să mergem mai departe, sigur că da. El, ca să vă completez eu, acum s-a întors după 14 ani din haiducie, s-a întors și în final este și el acum om de casă. Uite, ne-am pus pe, pe mult cocolit. Pe, 14 ani de haiducie. M-am așezat la casa mea, oameni. Pe el 14 ani. Poftim? Câtă răbdare să aibă soția ta, păi, să te aștepte 14 ani. Ajuns și mie, nu-i așa? Adică, uite, cineva e de acord cu mine, vezi? Da. 14 ani de haiducie înseamnă meserie la călărie, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Da. Adică merită să aștepți 14 ani. Te întorci cu niște diplome. Da, să-și dea seama că e nemuritor. Mai avem două fete. Că nu e nemuritor, da. Mai avem două fete frumoase și n-aș fi zis că sunt surori, dar ele chiar sunt surori. Tatiana și Loredana Răduță. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit. Tatiana este cea brunetă, așa, da, pentru telespectatorii de acasă. Și sora mea este cea blondă și da, suntem, suntem gemene. Diferența de vârstă nu se vede. Sunteți și gemene? Nu. Nu, că nu deja se alege, vorba trebuie să-mi schimb dioptriile. Gen nu mai vede bine, doamnelor și domnilor. Nu. Adică, Tatiana, câți anișori? Este o nouă vârstă? Da. Asta e cu 9 mai mult decât ea. Nu cred așa ceva. De asta am spus că suntem gemene. Vezi, da, că diferența de mai mică. Sunt. Da. Mai mică. Mai mică. Da, am 1,53 m și lasă, stai pe scaun că nu se vede toată lumea. Este manechin, are 1,80 m, iar Naomi Campbell este invidioasă pe ea. Și am intrat la dietă. Și tu? Și tu? Da. Dar de ce ții dietă, draga mea? De povestit, așa, da. Așa noi începem anul întotdeauna cu niște sarmale cu gânduri bune. Cu gânduri de bune. Dietă, vreau să merg la sală, vreau să am mai multă grijă de mine. Pe parcurs, pe parcursul anului ne mai pierdem interesul, așa, dar ne mai revenim. După ce dată îți pierzi interesul? După 10-15 ianuarie, cam așa? Cam așa. Cam așa. Încep cu gândul de pe 1 ianuarie și... Loredana, bună dimineața. Fără dietă, da, Loredana? Bună dimineața, bună dimineața, Loredana. Bună dimineața, bine v-am găsit. Tot cu dieta și eu, că da. Așa v-am e zis? La început de an. Da. Sărmăluțele au fost bune, da. Prăjiturelele la fel, da. Și au trecut la iaurt, că voi ele gătiți? Doar cu iaurt trăiesc, da. Nu, dar gătește mama foarte bine. Să noi rămâna, ne gătim, doamna. Da. Cum se numește mama? O pupăm pe mama. Cum se numește? Doamna Marioara. Se doamna Marioara, să rămână, am auzit că gătiți bine. Dacă fetele țin dietă, eu nu. Trimiteți tot ce nu mănâncă ele aici la Matinal și Populari. Lavinia ține dietă, nu mai am concurență, iar prietenii mei, băieții de la camere, de-abia așteaptă să întindem și noi o masă copioasă, așa, în 2022. Păi când întinzi o masă copioasă, e bine să-ți cânte și muzica, bravo, dragul meu, Mihalis, nu? Așa. Să-mi cânte muzica. Așa se face. Să ne cânte și nouă muzica, pentru că tocmai s-a întors din haiducie după 14 ani, doamnelor și domnilor. Și cântă o piesă părinților acum. Prietenul nostru, Cornel Bănică, este la scenă pregătit să dea fetele pe spate.
care tăbășesc. Unde mă așteaptă tata și măicuța? Mie comora cea mai mare, pragul părintesc, locul cel mai drag din lume. Când îi ai, că mai târziu ai vrea zile să poți să le dai. De ei dacă-ți pasă, copile, treci pe acasă să le alini inima arsă. Pierdem timpul cu nimicuri și de ei uităm. Prea puțin mai stăm pe acasă cu părinții. Du-te la părinți, copile, atunci când îi ai, că mai târziu ai vrea zile să poți să le dai. De ei dacă-ți pasă, copile, treci pe acasă să le alini inima arsă. Petreci cu prietenii de-o viață și ți-e bine. Găsești motive într-una că nu poți să treci pe la ei și tot amâni de azi pe mâine. Du-te la părinți, copile, atunci când îi ai, că mai târziu ai vrea zile să poți să le dai. De ei dacă-ți pasă, copile, treci pe acasă să le alini inima arsă. Puterile-s tot mai slabe.
mai târziu degeaba ceri. Ce-a trecut prin mâna mea, dragoste curată, alții nici nu pot visa în viața lor toată. Mie ne cas când mă gândesc că am avut lumea pe mână. N-am crezut că îmbătrânesc și am luat viața în glumă. Am tot zis că mai e timp pentru viață și plăceri, dar de nu le faci la timp, mai târziu degeaba ceri. Într-o parte
Fete și foarte, foarte talentate, dar anul acesta soții Bănică au venit la noi cu un proiect nou-nouț. Microfonul un lângă proiect tine. Frumos. Uite, aici avem microfonul, este roșu, este da, deschis și vrem să audă toată verde. Lumea. Căutăm și găsim unul verde pentru tine, Simona. Vrem să ne spuneți tuturor despre acest proiect pe care l-ați construit împreună, despre duetul vostru. Avem două duete, o să le ascultați în această dimineață. În premieră, așa, da? Premieră. Bravo, 10. Da. Așa cum spuneam, după 14 ani ne-am regăsit și noi într-un final. Nu numai, adică mai ales pe scenă. Pe scenă nu ne mai găseam. Eram fiecare cu treaba noastră. Cam așa, ceva de genul acesta. După 14 ani am reușit să facem treaba asta. Cum să zicem, a scăpărat flăcărica așa și a zis de azi înainte doar noi doi. Noi doi. Eu nu știu să spună el. Da? Scânteia a fost cu mulți ani înainte. Deci, de fapt, noi așa am început. Cântam... Scânteia, adică când ai renunțat la nemuritorii. Nu, mă, nu. Da. Te întreabă altceva. Cred că colegi te răspunsul, vezi? Nu. Păi, a fost de bun augur această decizie. Să continuăm ceea ce începusem, v-am zis, acum 20 de ani. Nu. Păi, pe noi muzica ne-a unit. Și adică am zis că trebuie să facem un proiect al nostru, proiect mai de familie. Mai știi ce duet cântam noi acum 20 ceva de ani? Trebuie să fie îl o melodie care Ileana va uni. Ileana Ciuculete Ileana Ciuculete cu Valeriu Svetcu. Nu mai știi cum era. Zi. Nu, altfel. Nu mai știu cum era. Știu că vedeți? Poți să-l cânti. Băi, au trecut. N-au trecut. Sunt aici, trăim în prezent, suntem în 2022, este joi, petrecerea e întoi, Boboteaza e cu noi. Bravo. Și vreau să ne povestiți. V-ați regăsit, ați început să... Proiect de familie. Proiect de familie. Și ne-am dorit ca acest proiect de familie să-l lansăm la voi, să avem prieteni dragi alături de noi și cele mai frumoase fete buzoiene și cele mai talentate și nu numai că, iată, avem aici chiar cei mai apropiați și cei mai dragi prieteni ai noștri. Le mulțumesc eu așa că au fost alături de noi și că, iată... Au venit la lansarea duetului. Soții. Duetelor. Da, duetului până la urmă acestui cuplu frumos care de azi înainte, doamnelor și domnilor, vor fi mereu și în viața de zi cu zi, dar și pe scenă împreună. Auzi, el venea acasă, făcea câte un copil și iar pleca, știi? Și am zis gata. Cam de câte ori a venit acasă? Senzațional. Păi de trei ori, de trei ori a venit acasă. Da, dar senzaționalul vine din altceva. Din altă parte. Cornel Bănică făcea copilul. Înțelegi? Aici e senzațional. Aici e bine. Aici, măcar mai am o șansă. Da, mai am și o șansă. Îi creșteam și iar acum nu mai gata, au crescut, am scăpat eu de... Ai scăpat? De muncă. Da. Sculele le-am pus în pod, nu mai facem copii, gata. Nu mai facem, de ce? Acum așteptăm nepoți. Știi cum spun românii, să nu spui niciodată. Sigur că da. Never așteptăm nepoți. A, nu, dacă mai, o mai face America. El, eu nu mai am cu... Poate e... Da, că vorba aia în haiducie, vii din haiducie vând jos, adică după atâta codru și după atâta, da, nu e așa? Ești sigură voi? Că vrei să intrăm în detalii? Nu, eu o constatare. Că eu intru în detaliu, să știi. Eu detaliez orice a ce voi spuneți aici. Când Simona, ai venit din haiducie... E prea dimineață. E prea dimineață pentru păi, dată. Dimineața... Venim, auzi, face... A venit vreodată dimineața și... Da, de câte ori? Numai dimineața venea. Cum crezi venea? Că am făcut copii? Trei. În fiecare dimineață. Vedeți, doamnelor și domnilor, de ce trebuie să fără fiți număr. Matinali și populari! Dar la fel de matinală și populară este și prietena noastră Diana Ioniță,
Dragi prieteni, o ascultăm. Muzica.
face și că succes cum îmi place. Lume ca ghimpele-n coastă, nu mai asculta nevastă. Știu ce-am în casă la mine, nu te lua după oricine. Și trăiesc cum vreau. Vorbele, vorbele se duc în vânt, dar eu tot cu tine sunt. Pe vorbe, pe vorbe, noi bani nu dau. Asta sunt și trăiesc cum vreau. Vorbele, vorbele se duc în vânt, dar eu tot cu tine sunt. Se duc în vânt, dar eu tot cu tine sunt. Pe vorbe, pe vorbe, noi bani nu dau. Asta sunt și trăiesc cum vreau. Vorbele, vorbele se duc în vânt, dar eu tot cu tine sunt. Hotărâtă. Și asta-mi place la tine, pentru că le judeci bine. Pe vorbe, pe vorbe, doi bani nu dau. Asta sunt și trăiesc cum vreau. Vorbele, vorbele se duc în vânt, dar eu tot cu tine sunt. Pe vorbe, pe vorbe, doi bani nu dau. Asta sunt și trăiesc cum vreau. Se duc în vânt, dar eu tot cu tine sunt. Bravo! Simona și Cornel Bănică, doamnelor și domnilor, un duet în premieră la Matinal și Populari. Așa ne place nouă când vin prietenii în vizită în această emisiune frumoasă și ne răsfață cu premiere. Am văzut-o pe Mihaela cântând așa cot la cot cu voi, vă știe versurile. Da, și aveți o poveste frumoasă pentru că da, vrem să-l salutăm și pe soțul tău, Mihaela, și pe toți oamenii care lucrează acolo în studioul vostru și faceți lucruri minunate. Sigur că da, și noi mulțumim din suflet lui Florin. Piesele sunt compuse de Florin Alexandru și bineînțeles că Mihaela le-a auzit, că le-a tot lucrat în studio și le-a învățat și ea pe de rost. Ei sunt prietenii noștri de foarte mulți ani și le mulțumim pentru faptul, iată, că ne-a scos așa niște piese frumoase și sperăm să meargă mai departe colaborarea asta. De fapt, n-are cum să nu meargă. Urmează proiecte mai mari, albume întregi, bănuiesc, nu? Bravo! Ce urmează, Mihaela, pentru tine, pentru soțul tău, pentru orchestra, aceasta nouă, oarecum în peisajul folcloric românesc, Lăutarii Bucureștiului, o orchestră extraordinară. Am avut ocazia să văd câteva filmulețe cu orchestra Lăutarii Bucureștiului la tine pe Facebook, pentru că noi trebuie să le spunem telespectatorilor că vă urmărim, vă cunoaștem activitatea. Acesta este rolul și
până la urmă meseria noastră atunci când moderăm emisiuni TV, să fim informați de ceea ce voi faceți. Ce urmează în 2022? Din păcate, deocamdată au rămas doar pe Facebook, pentru că, după cum bine știți, pe 25 martie în 2020 ar fi trebuit să aibă loc spectacolul de lansare la Sala Palatului al orchestrei. Trebuia să fie un spectacol grandios la care s-a muncit enorm, enorm. Și fix cu 2 săptămâni înainte de spectacol s-a dat starea de urgență, luna martie, da? Și totul a rămas așa, la stadiu de vom vedea. Au fost amânări, cred că 4 sau 5 amânări date care s-au tot amânat, oameni care ne scriau și ne întrebau când va avea loc spectacolul. Ce facem? Mergem la spectacol? Nu puteam să le dăm răspuns, tot așteptam, că știți că se schimbau regulile de la o săptămână la alta, da, și nu știam ce să le răspundem oamenilor. Iar amânam, iar amânam. În momentul de față l-am anulat, pentru că, din păcate, și maestru Petrică Mățu Stoian era pe afiș și nu o să mai fie în distribuție, din păcate. Așteptăm acum să treacă tot, absolut tot, și vom pune pe picioare și din nou. Și să facem așa o lansare ca la carte. Dar știi de ce se întâmplă toate astea? Știi că lucrurile mărețe se lasă așteptate. Sunt sigură că va fi ceva frumos. Cu siguranță va fi ceva frumos. Mergem și la prietena noastră, Doinița Fluturu, pe care nu am văzut-o de foarte, foarte multă vreme. Bine, am văzut-o la Super Revelion Etno. În noaptea de Revelion, unde am petrecut împreună. A fost cel mai frumos Revelion, Super Revelion. Și vă mulțumesc. Mulțumim că ați fost într-un număr atât de mare alături de Etno. Un număr atât de mare la acest Super Revelion au fost și datorită ție. Clar, formația cu care ai cântat și melodiile pe care le-ați cântat au fost superbe, într-adevăr. Revelion a fost extraordinar. Și din punctul meu de vedere, o mare bucurie că am fost în fața celor de acasă și că m-a invitat Etno TV la aceste filmări și la acest Super Revelion care a fost... Super! Și la propriu și la figurat. La superlativ, nu există mai mare. De super viața ta și de super proiectele tale în 2022. Super viața mea a început așa prin 1992, după cum bine știu toți cei de acasă, în momentul în care am format trupa Tommy Junior, cu care am fost în fața dumneavoastră și în noaptea de Revelion, pentru că a fost live, s-a cântat live, am cântat clar cu trupa pe spate. Eu am și alte proiecte, pentru că am melodii foarte multe înregistrate cu orchestre din Basarabia, cu Mugurel, cu și tradiție, cu mai multe orchestre, deci am și piese de muzică populară, dar de fiecare dată toată lumea cere piesele pe care le știu. Păi cine te-a consacrat, draga noastră? Dacă nu caravanele! Caravanele, într-o seară o țigantă. Și ai fost în toate caravanele, da. Să spunem așa. Mă trezesc de fiecare dată că vreau să aduc în fața celor de acasă melodii noi, melodii de muzică populară, pentru că mie îmi place foarte mult și muzica populară, dar m-a sunat Simona și mi-a zis, Doinița, caravanele? Și spune ce ți-a mai caravanele. Poți să mergi tu la un eveniment? Și am acasă o fetiță, nu există eveniment. La un spectacol unde să nu cânți această melodie? Nu există, nu. Nu. Și am acasă o fetiță. Să știți că reacțiile celor de acasă sunt diferite, pentru că am foarte multe persoane care mă întreabă pe Facebook alte melodii. Fraților, eu am pus pe Facebook și pe YouTube alte melodii noi, dar dumneavoastră nu le vedeți decât pe alea vechi. Și nu înțeleg de ce. Îți spun eu păi de să intre oamenii mai des. Îți spun eu de ce. Pentru că în sufletul fiecăruia dintre noi rămân și trec și nu vor pleca niciodată caravanele. Într-adevăr, când am revenit aici la canapea, Mihaela mi-a spus, vai, mi-ai adus aminte de copilărie. Păi asta vorbeam noi pe canapea. Da. De copilăria amândurora, că suntem cam de seamă. Adică, mă scuzați, dar ați crescut? Da, am crescut în suflet, n-am crescut, nu, am rămas tot la stadiul acela. În suflet suntem și vom fi întotdeauna copii. Fără discuție, nu există. În 2022 ce proiecte avem? În 2022 am așa în plan mai multe imprimări cu mai multe melodii. Sper să fie probabil că voi reveni. Vizibile. Nu. Vizibile sunt toate, pentru că așa vizualizări și urmăriri sunt la toate piesele mele. Dar nu pot compara într-o seară o țigancă care are
32 de milioane de vizualizări cu melodiile astea alte care... Da, 32 de milioane. Hai să ajungem la 100 de milioane, vă rog frumos. Ce drăguț. Acum, în acest moment. Ai fost prea drăguț. Mulțumesc. Așa sunt. Așa e el mereu. Deci că ai putea să împarți la fiecare. 32 de milioane de vizualizări. Doamne ajută mult înainte. Da. Aș vrea să revin așa la segmentul ăsta de etno și de... Pentru că pe populară, nu știu, mi-e foarte dragă muzica populară. Eu cânt muzica populară de când mă știu. Dar cel mai bine au prins melodiile astea și nu... E așa, publicul puțin... alege. Important corect. Este că tu poți să oferi publicului telespectator și acest gen muzical. Varietate. Varietate. Asta e cel mai important. Varietate. Domnul Cornel de Oprea, ce ne pregătește în 2022 pe plan muzical? Ce v-aș putea spune? Eu m-am stabilit la Constanța de câțiva ani, sunt din Slobozia, de fel, și am pus acolo bazele unei case de producții și unui studio de imprimări muzicale, împreună cu fiul meu, Corni, și cu Mihai Trestariu, colegul și prietenul nostru al tuturor. Lucrăm mai mult pe partea de producție, compunem piese pentru artiști, bla, bla, bla... Am văzut că afară. Faci parte și din foarte multe jurii de specialitate. Este foarte adevărat. M-am integrat destul de bine și în treaba asta cu copiii. N-am făcut-o până anul trecut. Și am început să... El este foarte modest. Deci e foarte modest. Și când îl chem la mine în emisiune, deci trebuie să... Da, el face... El este producător foarte bun, produce... piese muzicale la foarte mulți artiști și foarte cunoscuți. Dar să este atât învățăm de... lecția lipsa modestiei. Exact, adică pentru că modestia pentru ce este modestia? Pentru proști. Dacă noi, nu știm să ne vindem pe noi, da? Și să știm ce valorăm, nimeni nu o să afle. Da? Te rog frumos, el nu este modest. Este un om care muncește. Exact. Și da? Muncește nu, foarte mult. N-am timp să mă lau. Da. Acum e momentul. Acum e momentul să ne lăudăm, Cornel. Pentru că oamenii trebuie să știe ce facem. Fiecare dintre noi. Știu, în mare parte. Și mai are un băiat atât de talentat, Coni. E mega, ultra, super, cum să zic. Este, chiar este. Produce muzică. Este și cantautor, și orchestrator. Da, este adevărat. A scris enorm de multe piese pentru Eurovision. Adică, pentru Eurovision? Da, adică... I-a scris anul trecut și lui Mihai Trăistariu exact, vreo piesă exact, și a ajuns piesa la el? Nu, n-a vrut Mihai să mai participe pentru cum că... Cum n-a vrut? Că mie mi-a spus nu, că a vrut. A fost în emisiunea noastră chiar de ziua lui în decembrie și ne-a spus că încă mai așteaptă piese, chiar cu două zile înainte de... Și n-a mai vrut dintr-o dată? Nu, a mai vrut să a retras datorită faptului că nu a avut foarte mult timp la dispoziție să pregătească împreună cu Coni piesa și i s-a părut puțin mai așa. Ne pregătim anul ăsta, în 2022. Sigur. Ce se mai acum în 2022? Ia uitați vocea. Ia uitați piesa acolo, da? Cornel Oprea, producător, Coni, producător. Voce avem și în stânga și și în față. Așa. Piesa să vină. Cântăm de toate, varietate, în toate limbile. Da. Și dacă nu câștigăm Eurovisionul, mare lucru. Corect? Corect. Hai să dăm corect. Mână cu mână să facem cea mai tare piesă până la urmă. O facem. O facem? O facem, domnule, nu se pune problema. O facem lată cu prietenul nostru, drag Cornel Oprea, la scenă. Hai să cântăm. Pe un cenicul
joacă afară. Nu-mi e dor, nu-mi e rușine, am copilării la țară. Am casare pe pâine, când fugeam la joacă afară. Nu-mi e dor, nu-mi e rușine, am copilării la țară. Oprea, doamnelor și domnilor, un om modest care nu ar trebui să fie modest și ar trebui să le spună tuturor ceea ce face, pentru că are melodii extraordinare, produce melodii frumoase. Contactați-l dacă vreți să aveți, de ce nu, succes și o carieră frumoasă în muzică, indiferent ce fel de muzică cântați. Doamnelor și domnilor, avem și o prietenă. Luminița Anghel și Poteanu este departe de casă, dar melodiile ei se aud aici, la Matinal și Populari. Pentru că dacă vrei să fii pe val, trebuie să apari la Matinal. Pentru toți românii, Luminița Anghel și Poteanu, chiar acum.
mă cotomie. Ce-a fost ieri n-o să mai fie. Tu dezmier dai în plăcere. Plângeam cu lacrimi grele. Trăiesc numai cu speranța și mi-e amărâtă viața. Că dragostea-i boală grea și doctorul, și doctorul, și doctorul tot așa. Început de an, doamnelor și domnilor, și obișnuim unii dintre noi să ne facem, uite așa, o listă cu dorințe. Ce obiective trebuie să îndeplinim anul acesta? Sunt curioasă dacă și fetele mele frumoase de aici, de la masă, fac același lucru. Ia să vedem cu cine începem, cine are curaj să ia microfonul și să-mi spună... Ia uite... Loredana, Loredana Răduță, care sunt obiectivele tale pentru 2022? De obicei nu fac așa planuri la început de an. Îmi plac mai mult lucrurile spontane, la fel și toate proiectele pe care le-am scos și tot ce am făcut pe plan profesional au fost lucruri făcute spontan. Așa de pe o zi pe alta? La momentul potrivit, atunci când am simțit că e momentul potrivit. Nemaipomenit. Că veni vorba și de proiecte. Țin foarte mult să-i mulțumesc Dianei, bunei mele prietene și colege, pentru că melodiile cu care astăzi am venit în fața dumneavoastră, în fața celor de acasă, sunt scrise de ea, versurile și linia melodică îi aparțin și vreau să-i mulțumesc din nou pentru aceste melodii frumoase și mă mândresc tare mult că sunt scrise de ea. Îți mulțumesc, draga mea, încă o dată. Ce frumos! Uite, mă gândeam așa dacă anul acesta în 2022, surorile Răduță vor ieși cu un duet pe piață. Avem. Aveți deja un duet pe piață. Păi mai fetelor, dacă veniți mai des la noi, vă cunoaștem și noi și publicul de acasă, ne învățăm și cu repertoriul vostru și uite așa, hai să invităm pe telespectatorii noștri să vă contacteze și pe Facebook și pe Instagram. Cum vă găsesc? Și pe Facebook și pe Instagram. Eu sunt Tatiana Răduță, sora mea este Loredana Răduță. Și canal YouTube, să vă ascultăm și duetul. Unde vă găsesc oamenii melodiile? Tot la fel, pe YouTube.
YouTube Tatiana Răduță și Loredana Răduță. O să promitem că venim mai, mai des la voi, doar că timpul ne este puțin dușman, mai ales că noi avem și în grijă câțiva copilași de care, pe care îi avem la școală și cu care ne mândrim așa din când în când, deocamdată doar pe posturile locale, pe la noi, pe la Muzeu. Când vor mai crește o să-i aducem și adică pe aici cu noi. Adică învățați și pe ei să cânte. Da, îi învățăm. Uite, noi ne-am strâns aici la masă, suntem toate profesoare, fiecare, și noi avem o școală a noastră și Diana are un atelier de muzică și încercăm așa să ducem pe cât mai departe. Diana a venit de fiecare dată cu piticii ei frumoși și talentați în platoul nostru și vă invităm și pe voi să faceți lucrul acesta. Promit că o să-i aducem pe toți odată și după aceea nu cred că o să ne mai primiți pe aici. Nouă ne plac copiii foarte mult. Vreau să-mi spui și tu dacă obișnuiești la început de an să-ți faci așa o listă cu obiective, ce-ți dorești să faci? În mare, da, îmi stabilesc așa câteva obiective. Anul ăsta l-am început extraordinar de frumos. Mulțumesc mult pentru invitație Simonei. Uite că ne-am adunat așa la început de an. Ce-ai și pus sper... tu pe lista ta de priorități anul acesta? Să merg mai des la matinal și popular, da? Da? Asta este, și ți s-a asta este primul obiectiv. Prima, da, prima dorit. Și uite, o să promit... Nu, lasă sala... O să promit și promitem că o să venim mai des și așa, tot într-o formulă frumoasă. Și în plan personal? Și în plan personal, ce o vrea Domnul, pentru că știi vorba aia, dacă spune-i lui Dumnezeu ce planuri ai, că o să râdă de ele. Așa că, Doamne, nu știu, ce vrei să faci, fă tu, că e bine. Eu primesc cu brațele deschise. Așa Domnul că... să facă, Diana Domnul. Domnul Ioniță, să facă. Să nu rămânem datori, doamnelor și domnilor, vrea să vedem, Diana, ce își dorește în 2022? Una dintre principalele dorințe se va îndeplini chiar mâine, pentru că mâine pe 7 ianuarie este și ziua mea de naștere. Și mulțumesc din suflet și la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ion, să fiți sănătoși și bucuroși și cu multă voie bună pe întreg anul. Și pentru că ce e vorba de dorințe, mâine am să lansez pe canalul meu de YouTube cel mai drag proiect al meu, o piesă de dragoste pe care am compus-o cu sufletul înainte de toate, o piesă care se va numi Lasă-mă să te iubesc o viață. Sunt sigură că... Păi toți te lăsăm, dragă. Toți te pe lăsăm, voi să vă iubesc. Noastră. Păi hai să mai invităm deja pe cei de acasă. Cu siguranță. Să intre pe canalul tău YouTube și să facem acolo multe, multe vizualizări. Cu siguranță. Mâine va avea loc premierea. Iar alte planuri... sunt un om organizat, recunosc, și îmi doresc să vin cât mai des aici la voi, pentru că mă simt extraordinar să am parte de astfel de emisiuni alături de colegi dragi și, bineînțeles, în luna aprilie să... îmbrac rochia de mireasă, așa cum mi-am propus de acum 2 ani. Ce frumos, ce frumos, ce frumos! Bat clopote de nuntă anul acesta, în 2022, Diana Ioniță va îmbrăca rochița de mireasă și poate, cine știe, la nunta ei frumoasă vor cânta chiar prietenii noștri Simona și Cornel Bănică. Ia să-i ascultăm! Asta-i vremea când pot aduna, ci
să-i dau. Lasă-mi anii viață care i-am în față, să-mi petrec și să iubesc, asta îmi doresc. Lasă-mi anii viață care i-am în față, să-mi petrec și să iubesc, asta îmi doresc. Sure.
Loredana Răduță. Doamnelor și domnilor, surori, ne-au cântat un duet, ne-au promis că îl vor cânta și iată că premiera a avut loc chiar în emisiunea noastră Matinali și Populari. Ei, iată, Simona Bănică s-a schimbat, doamnelor și domnilor, face furori într-o ținută, ia să o vedem pe Simona la cameră. S-a botezat, că te apucă bâlbâteia, bâlbâiala când te uiți. Văzut, s-a botezat de bobotează, doamnelor și domnilor. Da, am luat cristalele din apă. Swarovski. Juvarovs. Doamne, dar în ce apă pescuiți, doamna Simona, ca să știe și doamnele distinse care ne urmăresc să mai meargă din când în când. Bine, în apa în care Cornel a prins crucea. Bine. Ai notat bine? Da. Pe altfel, atât îi trebuia, îți imaginezi. Da. A căutat scoică cu scoică, perlă cu perlă. Mi-a găsit pietroaie, da, exact. Foarte frumoasă ținuta ta, înseamnă că ne vei schimbăm cânta genul. Și altceva? Schimbăm, pentru că trebuie să ne să facem pe plac așa tuturor. Și pentru că anul acesta fetița noastră cea mare a făcut 18 ani în mulți vară. Înainte. Mulțumim mulți din înainte. Suflet, mulțumim. Am vrut așa să-i fac o piesă specială. Trebuia să o cânt inițial cu ea. Fiind a 12, zice mama, nu mai pot veni cu tine să o promovez pentru că am de învățat, înregistrează-o de data asta singură și data viitoare o să facem și un duet. Da. Și am fost nevoită oarecum să o trag singură. La videoclip a venit cu mine și am filmat alături de ea. A ieșit un videoclip foarte frumos și eu sper să placă tuturor. Pentru că e o piesă așa, mai alte ritmuri. Cum se numește? Așa. Numai ochii ei. Se numește piesa. Este o piesă dedicată tuturor mamelor cu fete. E vorba despre o singură fată. Eu am două. Toate așa că mamele fiecare se regăsește. Își doresc să-și vadă fetele măritate da, și la da, casa da. Lor. Eu nu-mi doresc să o văd prea curând măritată. Las-o, că e mine. Lăsați-o să mai copilărească. Să mai copilărească, spuse tatăl, da. Spuse tatăl, lăsați-o să copilărească. Lăsați-o cât mai mult, până la 50-60. Aolo, nu, nici așa, nici așa. Știi cum fuge tata? Nu vreau fată bătrână. Eu știu ce înseamnă să fii tată de fată, nu că aș avea vreuna. Bine, mi-au spus multe cam. Mă și speria să-mi zic, Doamne, că în 2022 vrei să mă șochezi. Să aflu despre tine acum că ai și copii. Am mulți. Mulți? Mulți, eu știu. De care ai grijă. Am asta foarte e mulți altceva. Copii, și fete și băieți. Dar nu se știe niciodată. Mi-au bătut și la ușă unele fete și au zis că sunt leite eu, dar erau blonde, cu ochii albaștri. Și am zis, sigur sunteți leite eu? Sigur! Da. Sunteți mai mulți leite decât leite. Da. Nu mai vedeți dumneavoastră bine, domnul Mihai. Da, cred că pentru un tată cel mai greu lucru este să vină flăcăul la ușă, să-i bată și să zic că am venit să iau pe prietena la întâlnire. Cum se spune, pâinea se mănâncă rânduri și noi la rândul nostru. Auzi, de asta și-a luat acasă două puști. Avem, deci două, e asigurat. Avem, deci, dar, aviz amatorilor. N-a fost plecat în haiducie degeaba. Nu, degeaba. N-a fost, nu știți că a venit cu... De trei asigurat. Ori. Am ținut minte. De trei a venit ori. Asigurat de trei ori din toate a venit punctele de vedere. Și am pușcat. Am pușcat cu noroc și cu folos. Da. Doamnelor și domnilor, draga mea, Lavinia, mâine este ziua colegei mele. Este Lavinia. Să nu uit și eu ceva. Ionela Furtună. Să spun și eu ceva. Neapărat, că altfel mi-o iau rău de tot mama. E ziua mamei mâine. La mulți ani, mamă, soacră, să fii sănătoasă. Era gata să uit, ferească Dumnezeu, mama. Să fii sănătoasă, să rămâi același om energic, pentru că are o energie debordantă la 60 și ceva de ani și treaba, nu spune mama ce vârstă avem. Mulți înainte. Așa, să îți dea Dumnezeu putere și să rămâi același om, pentru că ea cu energia este la cote maxime și îmi doresc așa să rămână, că na. Cu energia la cote maxime este și prietena noastră dragă, Doinița Fluturu. Și cântă pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi, pentru toți sărbătoriții zilei de mâine. Uite, așa facem noi petreceri frumoase în fiecare dimineață aici la Matinal și Popular. Doinița Fluturu!
măcitor și de fac să-i ador. Tu viață cât trăiești, ochi frumoși să n-o iubești, că cei sunt amăcitori și de fac să-i ador. Prima mea iubire, prima măcire, primul meu suspin de dor, prima îmbrățișare, prima sărutare, n-am s-o pot uita ușor. Prima mea iubire, prima măcire, primul meu suspin de dor, prima îmbrățișare, prima sărutare, n-am s-o pot uita ușor. Mea, de mi-ai spus că mă iubești, ți-ai bătut oare joc de ea și acum vrei să o părăsești. Ce a avut cu inima mea, de mi-ai spus că mă iubești, ți-ai bătut oare joc de ea și acum vrei să o părăsești. Te-am iubit într-una, mie martor și luna, dar acum tu te-ai dus și-ai lăsat în urmă o dragoste nebună ce se pierde în apus. Te-am iubit într-una, mie martor și luna, dar acum tu te-ai dus și-ai lăsat în urmă o dragoste nebună ce se pierde în apus. Pe mine n-o trișa că e păcat. Altă fată de vei iubi, iubește-o cu adevărat, n-o trișa ca și pe mine, n-o trișa că e păcat. Strune de vioară și acorduri de chitară cântă frumusețea ta. Cântă despre mine, cântă despre tine, cântă și nu pot uita. Strune de vioară și acorduri de chitară, cântă frumusețea ta. Cântă despre mine, cântă despre tine, cântă și nu pot uita. Cântă și nu pot uita.
Ce facem acum? Ia zi, ce urmează? Provocăm pe prietenii noștri la început de an, astăzi în ziua de Bobotează, avem o provocare pentru toți invitații noștri. Ne jucăm, draga mea, Lavinia. Ne jucăm pentru că avem întrebări, iar ei trebuie să răspundă foarte rapid. Nu așa oricum. Nu gândim foarte mult. Și începem cu prima întrebare. Fiecare invitat o să primească câte o întrebare, două, trei, nu se știe, depinde cât timp avem, iar ei o să ne răspundă. Iar prima întrebare este pentru Simona. Cum îți răsfeți soțul? Ai doar trei cuvinte de pus la această întrebare. Cum îți răsfeți soțul? Soțul nu aude. Cum îl răsfăț? Uh-huh. Trei cuvinte. Ciorbă caldă și gustoasă. Ciorbă caldă și gustoasă. Se vede, nu? Așa este, doar atât? Păi da, ai zis trei cuvinte, nu mai am loc. Da. Bun, ciorbă caldă și gustoasă. Condiționa și fata, da. Aflam noi mai multe. Mă puteam să spun, puteam să fac o producție dezvoltată. Merg acum la Cornel și îl întreb. Dragoste, dimineața la prânz sau seara? Totdeauna. Totdeauna. Din punctul lui de vedere, ne oricând. Ne întoarcem la Simona? Ne întoarcem? Ne întoarcem? Nu, eu vreau să știu al cui este acel telefon. Al meu. Ia telefonul. Deschide telefonul. Da, trebuie să-mi dau mănușile. Așa, deschide telefonul. Așa, fără mănuși în emisiunea noastră. Da. Așa, intră pe WhatsApp. De la cine ai primit ultimul mesaj? Imediat. De la Nicu Rotaru. Ia să vedem ce scrie. Ultimul mesaj, într-adevăr, este Nicu Rotaru. Cel care ne-a făcut cămașa asta frumoasă. Da, și îi scrie așa. Toată stima și prețuirea, succese nenumărate. Să nu uitați floarea la Etno. Da, da, am primit floare! Da, da, să nu uitați floarea la Etno. Mulțumim, mulțumesc mult, Nicu. Mulțumim, da, Nicușor, mulțumim. Să fii sănătos. Și pentru cămașă și pentru floare. Acesta este, mai departe nu vreau să văd, că no, dacă... Te rog, te rog, că nu e nicio problemă. Mergem mai departe. Acolo se șterg mesajele, scuze. Acolo se șterg. La fete... Da, se șterg mesajele la fete. Aici bine, mi-a dat telefonul la mine. Da, da, vedeți, la microfon să vorbiți. Să ne auzim la microfon. Aici este grupul mai tânăr și nu... Așa, și ce mesaje primiți? Păi și s-ar supăra cine la o adică? Numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4. Înțelegeți, numărul 1, numărul 2, numărul 3. Ajungem noi și la voi acum. Mergem la Doinița. Dar deocamdată, da, o întrebăm așa pe Doinița. Când ai spus te iubesc ultima oară și cui? Cred că azi dimineață. Cui? Soțului, bineînțeles. Soțului! Printr-un mesaj, că nu era acasă. Ai mesajul? Ai telefonul? N-am telefonul. Ai telefon. Scăpași. Scăpași, scăpași. Poate cu ocazia asta, invitații noștri de acum înainte nu vor mai intra cu telefoanele în platou. Dacă le luăm telefoanele la control de la cine primi și ultimul mesaj, sigură. Ia să intrăm pe WhatsApp să vedem cine scrie în timpul emisiunii. Cred că nici noi nu mai intrăm cu telefoanele. Înțelegi? Da, mergem... mi-e frică și mie. Mergem la Cornel Oprea. A nimerit la o întrebare care este așa un pic mai dificilă. Când ai simțit că urăști pe cineva și spune-ne pe cine? Nu urăsc pe nimeni și n-am genul ăsta de sentiment. N-ai sentimente de genul ăsta. Nu, serios. Cine mă cunoaște bine își dă seama că spun adevărul. Cu siguranță spune adevărul. Mergem la tineret. Înțelegeți? Masa aici la numărul 1, 2, 3, 4, 5. Tatiana. Uite, este eu cu Diana prima. Vreau să fiu blândă. A, pentru Diana? Că urmează să se căsătorească. Și vreau să o întreb așa. Care este melodia preferată a soțului tău? Melodia preferată a soțului meu este cea pe care tocmai a lansat-o săptămâna trecută. Viața asta e o poveste. O piesă compusă de mine. Hai să mă și laud. Aaaa, ce drăguț! Și cum și este, cum este viața? Da, viața asta? O poveste. O poveste frumoasă, cu siguranță. O poveste. Sau e așa cum ne-o facem cu noi. Sau cu și scufița. Cu prințese. Nu cu scufița roșie? Nu. Nu, că vine e, lupul mereu. Am mâncat-o lupul. Am mâncat-o pe scufița roșie. E, merg eu către Loredana, cea blondă, doamnelor și domnilor, și la tine. Poți să intru pe telefon sau...
Nu, nu. Se pare că nu. Nu. Bun. Care este gluma sau bancul tău preferat? Și dacă poți să ni-l spui și nouă. Ai, faci glume? Glumești? Nu. Nu? Nu ești glumeață? Nu, nu sunt, nu. Nu? Nici bancuri? Nici măcar. Nu știu nici măcar un banc. Bravo. Atunci îți spun eu bancul cel mai tare. Numele iubitului tău este? Iubitul meu. Vă dați seama pe bietul om cum îl cheamă în buletin? Iubitul meu. Care e numele de familie și care e prenumele? Iubitul. Pentru mine e iubitul meu, pentru restul e iubitul Loredanei. Pentru restul este iubitul Loredanei. Nu are nume. Mergem, draga mea, la Vinia, către Tatiana. Că poate e același. Aceeași glumă. Pentru mine iubitul ei este cumnatul meu, așa că nu. Da. Și la numele iubitului tău este? Iubitul nostru. Al tuturor? Nu, glumeam, nu. Nu, nu. No. E sfânta zi de bobotează, că a dat Domnul, a luminat și a botezat și pe mine m-a șocat. Dar m-a șocat în această dimineață rău. Măi, fetelor, eu înțeleg că sunt 4,5 fete la un băiat în România. Eu înțeleg că fetele trebuie să-i facă cinste bărbatului, nu mai e ca pe vremuri când bărbatul făcea cinste femei. Dar să împărțiți același bărbat... Dar nu era vorba nu despre sora mea, Doamne ferește, nu despre sora mea, am zis... Poate se uită altcineva la televizor adică și... Adică e iubitul vostru, adică... Păi nu știu! Vostru, adică îl bănuiești că el ar mai umblea pe undeva? Niciodată nu se știe. De asta spui iubitul meu, poate fi iubitul nostru. E ok. Nu e glumă, nu. Haideți să glumăm. Vreodată? Glumim. Ați urmărit vreodată iubitul așa? L-ați urmărit? Ați vrut să vedeți nu. Dacă... Ce nu știu, nu mă doare și... Da, nu mă afectează și plus de altă nu am timp. Am atât de multe lucruri importante. Mâine, cu un tânăr interpret din muzica populară pe care l-ai alege. Hai că te iubesc eu imediat. Pe care interpret din muzica populară rapid, nu gândi prea. Să știi că mi-a plăcut și îmi place în continuare Valentin Zamfira. Dar... Deci ar fi un duet cu Valentin Zamfira? Da, e luat. E luat? Nu contează, eu vorbesc despre nu, duet. Da, noi ziserăm decât de duet. De duet. Atât. Păi nu, dar păi nu am văzut că nu face duet cu soția, deci nu cred că... Ar fi o problemă. Dacă n-ar fi Valentin Zamfira, altul care ar fi... Și nu numai din muzica populară, ține de cineva și din muzica ușoară. Bine, eu de-abia aștept să fac cu Jennifer Lopez. Oh. Dar, da, ce? E visul meu, ce să fac? Mă sună mereu. Cu Maluma, da. Cu Maluma. Da. Îți dai seama, o să fim pe scenă toți patru. Eu, Jennifer și tu, Maluma. Nu Doamne știu cine ajută! E avantajos în ecuația Doamne asta, ajută. Că la Jennifer am de lucru. Am de lucru că poate multe să ducă. Ai mai vorbit cu Jennifer? Da, uite și acum mi-a scris, dar o invităm da, pe Doinița Fluturu să ne cânte și să ne încânte și între timp eu îți citesc mesajul pe care l-am primit chiar acum de la prietena noastră Jennifer Lopez. Înainte de a vă Doinița. Cânta, vreau să dedic și eu melodia pe care o voi cânta acum fetiței mele pe care o cheamă Ioana. Oh, la mulți ani să trăiască! Și tuturor fetițelor, tuturor celor care aveți acasă fete acasă și celor de acasă. Am acasă o fetiță. Eu am două, de fapt, și le iubesc pe amândouă la fel de mult. Să-ți trăiască, să te bucuri de ele. Dar în momentul în care am cântat prima dată această melodie, n-aveam decât una. Am și eu acasă o fetiță. Doamne ajută să fie Jennifer Lopez. Muzica! Din noapte zi
și mânci până muri, să-i fac pe de zile bune și pline de fericire. Oi face din noapte zi și mânci până muri, să-i fac pe de zile bune și pline de fericire. Bucată din mine, nimeni nu-i ca tine, ca tine pe fița mea. Când sunt la durere, tu-mi dai putere și-mi fericești viața. Bucată din mine, nimeni nu-i ca tine, ca tine pe fița mea. Când sunt la durere, tu-mi dai putere și-mi fericești viața. Fetița-mi iese-n cale și mă face fericit. Când vin de la drum din țară, supărat și obosit, fetița-mi iese-n cale și mă face fericit. Bucată din mine, nimeni nu-i ca tine, ca tine, fetița mea. Când sunt la durere, tu-mi dai putere și fericești viața. Bucată din mine, nimeni nu-i ca tine, ca tine, fetița mea. Când sunt la durere, tu-mi dai putere și fericești viața. Fericit. Bucată din mine, nimeni nu-i ca tine, ca tine, fetița mea. Când sunt la durere, tu-mi dai putere și-mi fericești viața. Bucată din mine, nimeni nu-i ca tine, ca tine, fetița mea. Când sunt la durere, tu-mi dai putere și-mi fericești viața.
și plâng, și la tine mă gândesc. Fătura ta divină nicăieri nu o zăresc. Privesc chipul tău într-o fotografie. Aș vrea acum, acum, lângă mine aici să fie. Într-o zi, într-o zi, sigur ne vom întâlni. Și atunci eu am să-ți spun, te iubesc. Într-o zi, sigur ne vom întâlni. Și atunci eu am să-ți spun, te și ani de atunci, de când te aștept să vii. Privesc fotografia ta în orice clipă, în orice zi. Privesc chipul tău într-o fotografie. Aș vrea acum, acum, lângă mine aici să fie. Într-o zi, într-o zi, sigur ne vom întâlni. Și atunci eu am să-ți spun, te iubesc. Într-o zi,
și eu am să-ți spun că iubesc. Sigur ne vom întâlni și atunci eu am să-ți spun te iubesc. Într-o zi, într-o zi, sigur ne vom întâlni și atunci eu am să-ți spun te iubesc. Și aprige și domale cu cocelul tu la vale, cu suflet și inima te iubesc cu patima. Dragostea oltecelor lasă-n suflet foc și dor, dulce și iute ca brazul de ți-alungă tot necazul. Dragostea oltecelor lasă-n suflet foc și dor, dulce și iute ca brazul de ți-alungă tot necazul.
oameni au bătut la poarta inimii mele. Numai sora mea mai mare a intrat fără vreo cheie. Pot să întreb pe oricare, n-ai să găsești alt răspuns. Dana ne-a cântat atât de frumos, oameni buni. Nici nu am simțit când a trecut timpul alături de dumneavoastră în această zi sfântă de bobotează. Am râs, am glumit, v-am bine dispus, am cântat și ne-am veselit. Pentru că aceasta este, până la urmă, datoria noastră. Datoria noastră rămâne să fim veseli și să devenim bucuria dumneavoastră în fiecare dimineață, de la orele 8 la orele 11. Ce frumos ai spus! Le mulțumim invitațiilor noștri de astăzi. Dragilor, sunteți nemaipomeniți. Invităm pe toți cei de acasă să vă caute pe rețelele de socializare, să intre pe canalul vostru YouTube al fiecăruia în parte, să vă asculte muzica și, de ce nu, pentru evenimentele lor frumoase, să vă și contacteze. Le mulțumim și sponsorilor noștri, Atmosfer Fashion, pentru ținuta mea de astăzi, Mademoiselle Atelier, la Mircea Măcelaru și Cofetăriei Claus. Le mulțumim încă o dată acestor oameni minunați, la mulți ani și să aveți un an pe cinste! Să ne revedem mai des la Matinal și Populari. Doamnelor, domnilor, nu uitați, bunătatea este gratis. Profitați din plin de ea. Ne revedem și mâine dimineață la Matinal și Populari, pentru că mâine intrăm în weekend împreună și probabil sărbătorim Sfântul Sfinților, Sfântul Ion, doamnelor și domnilor. Nu există familie în această țară frumoasă în care să nu găsim numele de Ion. Mâine toți Ionii și toate Ioanele sunt invitate la petrecere. Începeți de acum și spuneți-i la mulți ani Laviniei Ionela Furtuna. Pe mâine dimineață la petrecere, vă pupăm, vă iubim, iar pe final ne cântă Simona Bănică! Și eu a ta mămică. Numai, numai, numai ochii ei mă țin departe de rele. Sunt ochii fetei mele. Crește, crește, crește inima, așa cum crește și ea. Fata mea frumoasă stea. Doamne, numai, numai ochii ei ține-i departe de rele. Ai grijă fetei mele. Doarea știe să-mi ia durerea. Toate relele din lume știe să le schimbe în mine. Vorbesc cu fata mea și cât
visam că vei fi în orice chipă și eu a ta mămică. Numai, numai, numai ochii mă țin departe de rele. Sunt ochii fetei mele, crește, crește, crește inima, așa cum crește și ea, fata mea frumoasă stea.